Hristos a înviat, prieteni și tovarăși dragi, suntem cu Olga, care am plecat spre drum, după cum vedeți, spre țară, spre Caraula, și ne bucurăm de copilăria noastră pe care am trăit-o, după cum vedeți, dealul și voi. Sper că fanii noștri care ne cunoaște sau poate cunoaște zonele, poate au făcut și ei vreo drum pe aici, sper că își aduc aminte de cum să spun, de drumurile pe care te duc spre țară și copilăria noastră pe care au crescut. Ia vedeți. Deci aici este, ca să înțelegeți bine, este la ieșirea din Craiova. Da? Spre Caraula, nu? Spre Caraula. Nu, asta duce Terpezița, Laz, Plopșor, Vârtop și apoi Caraula, ca să știe fanii tăi. Da, să știe fanii mei că îl duc pe Bogdan de la Caraula și îl las acolo. Și eu pe la spre mea. Da, prieten, mai o să. Îl las la părinții lui, acolo. Doamna, ajută! Să petreacă a doua zi după Paști cu ei, că așa e bine. Sper că Dumnezeu o asculte, să o duc la strehea. Și eu mă duc la strehea, tot așa fac cu patrona și cu Leo, că Leo nu se simte bine. Cred că am mâncat cerupe, venivați în rece. Ei, a mâncat. A băut bere rece, n-ai văzut? Da, și cred că a răcit, nu știu ce cu el, că are temperatură, mi-a spus. Da. Da, o să te las la Caraula, să te saturi de Caraula acolo, de neamul de care... Să rămâi cu neamurile tale acolo. Mai mânca la Caraula, hai să mergem la Caraula. Toată ziua de Paște ai zis să pleci. Acum du-te, hai. Arată pe tine. Păi ce să mai arăt pe mine? Lasă că prietenii mei m-au văzut pe canalul meu. Nu mai trebuie pe altă. Oricum, fanii tăi au vorbit despre rău pentru mine. Ține telefonul bine, direct. Uite, să vadă strada. Să uite vadă ce stradă, zici. La Caraula, te duc, dar... Dragi prieteni, uitați-vă și voi ce stradă. Care... Vorbești cu ele pe TikTok, le duc și te las acolo. Care duce spre țară, spre Caraula. Nu vrei să te arătăm să te vadă fanii, că noi suntem de la străia. Ziceți că e în piste de avioane, vedeți? Este nu? Pe ce, pe TikTok? Noi cu TikTok. Pe YouTube. N-ai văzut pe Bogdan originalul pe TikTok? Nu l-ai văzut? Nu prea mult. Mă las că ai nebunit fanii noștri, stai să le spui și eu la fanii tăi aici, că nu prea înțeleg ei Caraula. O să rămâne cu mine, că când am nevoie... Acolo ne profim. Și așa el cunoaște Caraula bine. E frumos acolo. Auzi că cu el e lăutări acolo. Da, păi e lăutări acolo, da. Ne împătăm. Dar pădurea asta pe aici, 1 mai aici au venit așa și au sărbătorit ziua muncitorilor, nu? Aici a venit. Da, prieten, uite asta, pădurica asta aici, după cum o vedeți, 1 mai, ziua muncitorilor care a fost, aici au venit toți și au sărbătorit și au făcut grătare și... Înțelegeți? Ia spuneți, să dați și voi în comentarii acolo, despre străzile astea care îi avem aici. Ia vedeți. S-au făcut acum 3 ani, nu? Sau 2 ani? De 3 ani. De multă lume. Cam așa. Da, 2-3, da. Depinde de frosoare. Da. Adică vrei să spui că nu stai la țară, la Caraula nu e făcut așa. Tot e făcut. Este până la țară. Bravo. Este până acolo, dar satul nu sunt făcute despre. Cum nu sunt făcute în sat? Bă, frate, ce vorbește asta? Acolo la noi e băgat canalizări, apă și e vorba să vină și gazul. Ca să știi că nu toate comunitățile și toate alea au pus apă, străzi și canalizări și gaze. Înțelegi? Încă mai este de făcut, dar la noi mulțumim la primarul nostru că a fost foarte cu minte și ne-a făcut ceea ce a făcut. Cine vrei să te întâlnești la Caraula? Tot vrei să te întâlnești la Caraula. Și la Steha
Strehaia, nu mai se place la Strehaia. De ce? Păi ce să fac la Strehaia? La Gardul Roșu sau unde? Ce? A? La Gardul Roșu vrei să spui? Da, la Gardul Roșu, dar aici la Caraula ce facem? Nu știu dacă te vezi pe filmarea asta, că poate filmez scaune, filmez picioare aici, ca aici de capatrană. Păi dăm o explicație de Strehaia. Ce? Ia vezi. Dăm o explicație la Strehaia. Ce poți să vezi tu la Strehaia? Ce? Ce poți să vezi la Strehaia? Cum adică? La Strehaia n-ai ce să vezi decât să te duci să faci grătare, ceaunuri și Gardul Roșu. Și ce vrei ai? Trebuie să mai umbli. Uite-te și tu, filmează și tu, crezi frumos să mai ieși, să mai schimbi locurile, să mai schimb locațiile. Spune-le să le vine și ei pe la noi, pe acolo, pe la, pe la țară, la un vermecuz, la o ceaun. Pe ce vrei să faci iar ceaune acolo? Ai zis că tu nu mănânci ceaune, că mănânci salate, verdețuri, ai zis că asta e ca să nu înțelegi greșit. Nu e doar pentru mine, e pentru toată lumea. Ai înțeles? Eu dacă îmi fac specialitățile mele, salată sau altceva, verdețuri, nu poate și lumea să obține ceea ce obțin eu. Dar fac așa din plăcere un ceaun pentru toți. Nu e important pentru mine, pentru prietenii noștri. Poate vine și blonda de la Ciuberca. Unde? Vine la Caraula? Păi da, ea vine mereu acolo, pe la Profi. Păi de ce? E de acolo? Păi da, Profi mi se pare că e al ei. Cum? Profi ăla de la Caraula e al ei. Care Profi? Profi. Magazinul ăla mare de făcut. Profi e al ei? E al ei, da. Eu nu cred așa ceva. Păi dacă nu cred, mă interesează. Și de aia te-ai dus tu cu ea la biserică? Da, păi și pentru aia a spus eu lui Alin, dacă o ia așa pe Craiova, mai bine o ia așa pe Plănița Caraula. Da, să că te lase la Caraula, să te saturi, să te pună doamna să vinzi acolo la market, la ea, să rămâi angajat. Să vind eu? A, să nu mai fii persoană publică, o să fii angajat. Să fiu angajat ca Cristi Marin? Da, o să te angajezi și tu ca Cristi Marin. Ai văzut Cristi Marin și de Paște stă acolo angajat. Bază. Sau ce faci acolo, nu știu. Pe mine, te duc eu pe tine la tine la Caraula, să rămâi acolo. Mai vezi, îți mulțumesc că mă duci, aia e important. Era rău ca să mă lași acolo, la Craiova. Nu toate femeile fac ce ai făcut. Cum adică? Adică
Adică să duci pe cineva acasă, să-i faci un bine și apoi tu să pleci. Păi cum să te las pe stradă să te ia altcineva? Da, să te duci la tatu acasă acolo, să te fiești cu ei de satul. Păi da. De neamuri, de toată lumea, că tot te învaiți de ei, că nu te duci pe la ei. Da, îți place, uite, deci tu, îți place. Tu ce sună fratele tău ăla, adoprim din Italia, nu te duci la țară. Azi când te audă ăla. Te sună Nadia, te sună mamaia, te sună toată lumea, du-te la țară, du-te la țară. Azi când te audă Dobrin și iară spune ce ai făcut de 6 luni. Lasă, audă Dobrin, că tot te trimite la țară, te las acolo, la țară. Ia vezi. Să vină și Dobrin acolo. Să înceartă cu tine, Dobrin, după aia. Să vin, te duc la țară, că tot zice că nu te duci la țară. Dar Gogu, de ce nu mai vine din Germania să vină la țară? La bătrân n-a venit deloc, nici de Crăciun, nici de Paști, nici de... Ce nu mai caută omul? De ce nu vine Gogu acasă la Galaura? Și stă tu te duci, de mii de ori te duci acolo, el de ce nu mai vine? Își pune oameni în chirie și a bani, mai face o afacere, o muncă, aia, nu ca noi. Lasă că rămâi cu ei acolo la țară. Da. Să te satul țară. Că ai văzut că a versit toată, că a venit vara și acolo ai vrea să mergi și la mare, să mergi unde mai vrei să mergi. Asta e perioada cea mai frumoasă. Care? Aprilie. Simți natura aia, simți să înfloresc toți copii, să e o, nu știu. Păi e mai, băi, nu știu că e 5 mai. A, aprilie e mai, e da, și 6 mai, e uitat că ai trecut din aprilie. Stai, băi, asta este, aprilie și mai. A, te gândești la aia, la brodă și nu mai știi ce lună ești. Curbele ăștia de la Caraula m-au distrus pe mine când vin. Mereu numai de la curbele ăștia. Uite, filmează aici ca să vadă fanii tăi, uite pe ăștia. Pe unde sunt cășile, uite de. Da. Curbele ăștia cu drumul ăsta de la Caraula, hai. Vezi că e departe de la Caiova. E mai aproape Strehaia. Ăștia sunt. Caraula e mai departe. Tot așa. Ia uite curbele ăștia, vezi? Iați. Case de pe aici, cum sunt. O să filmez să vadă toți banii, unde-i Caraula. Aici aș vrea să-mi cumpăr o casă, dar nu știu. De unde ești tu? Ești de la țară, de la Caraula, nu ești de la oraș. Nu, ceva, un teren. Ce vrei, terenul pe aici? Da. Bă, cine stă pe aici? Blonda. Cu blonda, da, dar cu mine nu ai cum să mă mut eu. Să vând pe Strehaia, pe Caraula, nu. Păi tu nu, decât vii să ieși încasăști a ceea ce producem. Tu încasăști, faci încasarea. Ce? Adică noi ce producem, ce avem aici așa pe plan și pe producție, tu vii decât și încasă și le iei. A, tu vrei să zici că stai la țară să faci agricultură, nu? Ca să stai cu blonda aia. Păi de la țară pleacă valorile. Lasă, bine că rămâi la țară, Bogdane, că am scăpat de Caraula, te las aici să chefuiești, să te satul de neamuri. Cum a spus aia, de la țară vin domnul, nu? Caraula, nu vrei la Strehaia. Știi de ce spune patrana? Că noi pregătim grătarele bune, mămăliguța, ai văzut? Mușteiul, ardei, copți. Pentru aia, noi dacă mergem acolo și intrăm în forță, se termine tot acolo. Numai că
mare și nu putem face noi ceea ce vrem. Ia Bogdan, ține telefonul spre tine așa. Ia. Să te bei și tu, na. Păi eu nu știu de ce n-ai întors camera. Păi nu mai te vezi. Păi trebuie să întorci. Nu, că nu mai poți să le filmulețe. Păi da, dar așa nu mă văd, poate. Hai bine, schimb în filmare. Stingi-o și tu la. Păi după aia nu mai poți să legi. Știi treaba, că telefonul tău nu prea e bun. Prieten, dacă există vreun donator. Hai bă, donator, eu am telefon bun și tu zici tu. Sau uite al meu, ăsta al meu nu e bun. Donator vedeți? La tine, nu donator la, la mine. Să-mi face eu și mie un cadou acolo. Putere, tu ai nevoie, că o să rămâi la țară aici. Eu am nevoie, prietena, o să rămân la țară și fără bani și fără nimic. Iar vorbește de mine, vorbește de tine, că ești amărât la țară. Foarte amărât. Să rămâi aici. Uite, vedeți, prieten, tot ăsta, tot grâul ăsta aici. Nu se mai ieși de astea. Toată plantația asta pe care o vedeți voi este a noastră. Este a mea și a lui Olga. Uite. Da. Vedeți? Deci grâul ăsta tot. Da, visează. Ce da. Vedeți aici? Este pus de noi. Ia arată curbele, ce rău e la caraula. Ia uite, când vin la caraula, mi-e rău numai de la curbele. La țară. Vă place natura asta, străzile ăștia așa aici. Frumoase. Nu? Da, unde fac ăștia Poiana acolo? Poiana, stai că vezi acum, că chiar păi acolo intră. Știi terenul ăla de fotbal, nu? Nu. Chiar când intrăm în top este pe partea asta. Și cum e de seară lăutare acolo? Băi, de acum sunt, au venit de la ora 10 lăutare acolo. De aia te duci acolo și zici că te duci la alt bătrân. Da. Da, prieten, după cum ați văzut, Olga, îi vine amețeală, îi vine nu știu cum, dar până la urmă o să obișnuiască și cu drumurile astea. Bine că și în iarnă, care am făcut drumurile astea de 3-4 ori cu mașina, după cum știți și ați văzut filmările noastre, nu știu cum a condus în curbele astea, mă miram și eu. Și pentru asta am pus-o la volan, ca să vede și ea cum sunt drumurile când merge spre țară la caraola. Dar oricum sunt făcute bine, dar numai că sunt oțure pantei pe care cu toții știm ca șoferii cum sunt drumurile în România. Numai că ea conducea în Strehaia și a mai condus în Germania, după cum știți în Germania cum sunt străzile. Înțelegeți? Dar o să iau o mașină din aia cu pilot automat și decât să ține volanul, știi? Volanul și frâna, volanul și frâna. Înțelegeți? A avut o Skoda Octavia și a venit cu viteză, dar a mers, nimic de zis, dar ea, pentru ea este aia care a condus mai mult în Germania. Automat, știi? Ia vedeți. Uite, pe curbele astea a greșit odată și a intrat pe partea aia, știi? Nu a mai rămas, a mers pe asta aici. Încât n-avea voie, pentru că e linia continuă, vezi? Și aceea a zis că aici așa merge și așa, știi? Că e la țară. Ce? Zici că nu merg eu bine cu mașina? Dar cum să nu? Păi tu mergi mai bine ca mine. E mai greșit. Uite în curbă, știi că mai tai și înții pe linia continuă. Și ea când a tăiat a mers așa, direct. Așa spui tu ca să mă audă poliția, să mă ia. Bă, uite și băiatul ăsta merge tot așa în curbă, trebuie să tai, că n-ai ce să faci. Vezi, Bogdane, de caraula ta să rămâi aici. Caraula să-ți mănâncă capul, caraula. De ce are poliția cu tine? La caraula să rămână capul, Bogdane. A, vedeți, prieten. Mă place. Au tăiat ăștia pomii, că înainte erau pomii frumoși, era... Mergeai de drag pe aici, numai la umbră mergeai.
bine, dacă ai aer condiționat, nu-ți mai trebuie nimic. Mai departe Baltaia, mai e. Uite, cetate, mai avem 39 de kilometri. Știi Dunărea de la cetate? Nu știu. Nu știi. E frumos acolo, nu? Acolo vreau să mă duc. Grătare acolo, frumos, toată lumea. Vă dați seama, prieteni. E ceva frumos când ești din casă și te duci să mai vezi zonele astea care noi aveam odată. Copilăria e foarte frumos. Bine, că Olga n-a avut copilării pe aici, oricum. Mi se pare lumea pădos, dar nu. Ce să faceți? Asta este, ia zi, Olga. Olga e pe spate, prieten. Sper că... Vreau să te duc mai repede la Caraula. Sper că i-a venit amețeală. De ce e atât de departe? Vezi unde tu zici, hai la Caraula, hai la Caraula, vezi și la Caraula de departe. După cum vedeți, sper că i-a venit. Și câte curbe, și câte dealuri, și câte voi, și câte... Da, și mă duc după tine la Caraula. Când veneai cu mașina, cum veneai? Spune că nu e mașina ta și ai venit cu băiatul ăsta. Da, băi, chiar am văzut mașina ca să nu mai vin. Dar dacă aveai mașina, știi, tu îmi spuneai, hai la Caraula numai ca să conduci, da, ca să te simți bine. Da, bine că am văzut mașina ca să nu mai vin cu mașina la Caraula. Bine că nu o să mai ții nicio mașină, să-ți ia patrona mașină. Vezi, arată Caraula ta înainte, lasă-mă. Patrona, vezi ce faci cu 5 galbene acolo să luăm arată mașină. Să vezi unde stă Eminescu, unde stă aici? Mai e, nu e aici. A, aici e Eminescu, da? Asta e Plopșor acum, nu? Da. Vedeți, știi după ce am cunoscut că e Plopșorul? Că am văzut tabla aia galbenă pe casă. Ia vedeți, stie, prieten. Ia Eminescu, nu? Tabla aia albă și aia... Eminescu tu la țară stă, ia uite. Verde, albastru, ce e aia? Eminescu tu la țară, uite. Stai să vedeți și pe bulibașul nostru, Eminescu, că i-am dat bloc. M-a sunat a aseară. Să stăm pe la Eminescu, să... Nu, că să m-am încercat. M-am încercat cu el din cauza... Știi tu. Dar nu mai vorbesc. Nu mai vorbesc, că asta este omul nostru. Știe el Eminescu acum, chiar dacă vede vlogul nostru. Eu uite. Aici stă Eminescu. Aici să te las de el. Aici, așa, uite. Te las la Eminescu, stă Eminescu aici, Eminescu, face cheful. Face cheful, da. L-ai văzut? Ați văzut, prieten, unde stă bulibașul nostru. Da, prieten, o las. O să postăm pe la fan, unde da. Ce faci la Caraula, când te las, ori te las, da. Ori nu te mai las. Da. Poate mă gândesc până acolo. O să revenim unde să te vedeți las, cu cine să te atunci las. Când o să ajungem la Caraula. Hai, ia. Hai, vă mulțumesc mult să vizionați ce am de făcut cu Bogdan. Să-l las la Caraula, să se sature de Caraula.